Salutare, prieteni! Astăzi o să vorbim despre editorul Photoscape. E un program free și am să vă fac o prezentare cât se poate de rapidă la acest program. Mai întâi, haideți să-l descărcăm. Deschidem un browser. Scriem în căsuța de căutare Photoscape. Exact cum este scris aici, apăsăm butonul Enter de pe tastatură și alegem primul site. Alegem primul site, alegem categoria Free Download. De aici luăm primul server de unde să putem să-l downloadăm. Apăsăm acest buton. Apăsăm butonul Download Now și va apare această fereastră. Salvați. După ce ați salvat, eu l-am salvat deja pe desktop, nu-i mai dau salvare. Eu l-am aici pe desktop, dumneavoastră o să-l aveți unde l-ați salvat în calculator. El așa arată, executabilul. Hai să începem cu instalarea lui. Apăsăm executare. Next. Agree. Să ne facă un shortcut pe desktop și să-mi facă și unul în bara de jos. Dăm next. Next. Debifăm aceste două opțiuni dacă nu doriți acest browser. Eu am deja un browser, deci nu trebuie, le debifez. Apăsăm butonul install. Așteptăm să se instaleze. Programul s-a instalat. O să debifez această opțiune. O să vedeți de ce. Și apăsăm acest buton. Finish. În urma instalării se creează pe desktop un shortcut denumit Photoscape, da? Așa arată el. Accesăm acest shortcut. Așa arată el ca interfață. Are o interfață plăcută. O să vă arăt rapid așa cam ce face el și hai să luăm să facem un GIF animat. Dăm click pe acea opțiune. Căutăm pe aici niște poze. Ia să vedem pe unde. Noastră puteți să puneți orice fel de poze prin drag and drop sau să căutați prin fișierele prin calculator. Ia să vedem. Am găsit și eu niște steaguri animate. Bun. Ele sunt de animat. Puteți să puneți și poze care nu sunt animate. Neapărat trebuie să fie animate. Orice fel de poze merge. Ia să vedem. De exemplu, să luăm aceste poze. Iau seria aceasta de poze și pur și simplu cu click stânga, o luăm cu click stânga și dăm drumul în această căsuță. A apărut aici sus. Și acum hai să facem un GIF cu efecte, da? De aici schimbăm efectele. Deci ăsta este un efect, acesta este altul. Facem un slide în jos. Acesta este alt efect, facem un slide la dreapta, la stânga. Sau efectul acesta. Bun, eu o să aleg efectul acesta. Nimic mai simplu, dacă vreți să măriți dimensiunea, apăsați butonul acesta Set Canvas Size și faceți ce dimensiune vreți dumneavoastră. Să spunem 160, poftim cu 80, da? Observa cât s-a mărit și deja am făcut o chestie foarte mișto
plimbă, după cum observați, această icoană într-un spațiu mai lung. Apăsăm salvare, da? Salvăm pe dop. Ok. Și acum hai să vedem ce am făcut noi. Acesta este GIF-ul care l-am făcut noi, animat, da? Cam atât vă spun despre acest editor foto, editor foto Photoscape, care se numește Photoscape. Deoarece nu mai îmi permite captura, eu vă spun la revedere și vă aștept în continuare pe PC Software.